Un obicei prost pe care mulți credincioși îl au este acela de a lua cu ușurință cuvântul lui Dumnezeu. Luați de exemplu cuvintele lui Iisus din Matei 12, versetul 36 și 37. Pentru fiecare cuvânt nefolositor pe care îl vor rosti oamenii, vor da socoteală în ziua judecății, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit sau condamnat. Majoritatea credincioșilor nu cred că vor trebui să dea socoteală literalmente pentru fiecare cuvânt inutil pe care l-au rostit. Când credem cu adevărat acest lucru, toată hula, bârfa, vorbirea de rău și mânia vor fi eliminate din viața noastră. Toți cei care iau în serios aceste cuvinte ale lui Iisus vor fi radicali în eliminarea cuvintelor inutile din vorbirea lor. Iisus spune aici că vom fi socotiți fără vină din cuvintele noastre. Cu toții știm despre a fi considerat neprihănit prin credință. Dar credința fără fapte este moartă, iar o credință care nu ne curăță vorbirea este o credință moartă. Gândiți-vă la toate cuvintele pe care le-ați vorbit sau scris în ultimele 3 luni, la domiciliu, la birou, soțului, soției, copiilor, slujitorilor, etc. Ar dovedi o înregistrare a vorbirii tale că ești un copil neprihănit al lui Dumnezeu, diferit de lumea din jurul tău? Sau ar fi cuvintele tale asemănătoare cu cele ale necredincioșilor? Vorbirea multor credincioși nu a fost curățată, deoarece ei nu au luat în serios cuvintele lui Iisus. Aceasta se datorează faptului că ei nu se tem de Dumnezeu. Ei se tem mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Nu putem spera să facem progrese spirituale în viața noastră dacă nu ne dezvoltăm obiceiul de a lua în serios cuvântul lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 1, versetul 26 spune: dacă cineva crede că este religios și totuși nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religia acestui om nu are valoare. Dacă un om nu-și poate controla limba, creștinismul lui nu are valoare, pentru că, așa cum a spus Iisus, cuvintele pe care le rostim arată cum este inima noastră. Din prisosul inimii vorbește gura, a spus el în Matei 12, versetul 34. Modul în care ne folosim limba este unul dintre cele mai clare indicii ale stării noastre spirituale. Iată un alt exemplu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că soții nu ar trebui să fie niciodată aspri cu soțiile lor. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Coloseni, capitolul 3, versetul 19. Ce înseamnă aceasta? Este permis măcar o dată unui soț să se poarte aspru cu soția sa? Știm că atunci când cuvântul lui Dumnezeu interzice adulterul sau uciderea, nu trebuie să comitem astfel de păcate nici măcar o dată. Cu toate acestea, atunci când citim că un soț nu ar trebui să țină necaz pe soție sau să nu se poarte aspru cu ea, nu ni se pare cuvintele acestea cu aceeași greutate. De ce este așa? Aceasta deoarece noi alegem care porunci din cuvântul lui Dumnezeu sunt serioase și care nu sunt așa serioase. Nu realizăm faptul că tot cuvântul lui Dumnezeu trebuie luat în serios. Cei care iau în serios fiecare cuvânt al lui Dumnezeu își vor plânge păcatul lor de fiecare dată când greșesc. Astfel, vor găsi mângâierea sau puterea Duhului Sfânt și vor fi conduși într-o viață de biruință. Ferice sau binecuvântați sunt cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei 5, versetul 4. Aici este secretul victoriei.
luați fiecare cuvânt al lui Dumnezeu în serios și plângeți păcatul vostru ori de câte ori nu îndepliniți standardele lui Dumnezeu. Astfel veți dovedi că vă temeți de Dumnezeu și frica de Dumnezeu este începutul acelei înțelepciuni care duce la o viață victorioasă. Dumnezeu spune în Isaia, capitolul 66, versetul 2, iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu.